În perioada 15-19 august, oamenii legii au organizat o acțiune pentru combaterea traficului și consumului ilicit de droguri în zona stațiunii Mamaia și a orașului Năvodari. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța și ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, sub coordonarea procurorilor DICOT Constanța, au constatat în flagrant delict 53 de infracțiuni de trafic și deținere de droguri de risc și mare risc. Au fost înaintate mai multe dosare penale către DICOT Constanța pentru 44 de persoane persoane. Totodată, pe perioada desfășurării acțiunii, au fost descoperite 128 de comprimate ecstasy, 11 grame de substanță pulverulentă, 58 de grame de cannabis și 22 de jointuri cu cannabis. Printre persoanele depistate de oamenii legii se numără și doi tineri, unul din Mehedinți și altul din București, prinși în timp ce ar fi oferit spre vânzare ecstasy, cannabis și cocaină. Cei doi au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, apoi arestați preventiv pentru 30 de zile, pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.